Merită laudă Dumnezeul nostru. El este regele regelor și Domnul tuturor copiilor lui, mărit să fie numele Domnului. Suntem într-un timp destul de frumos, destul de plăcut, într această sărbătoare în care o sărbătorim noi, intrarea Domnului triumfală în Ierusalim. Este timpul când un împărat se întorcea în cetatea lui. Era un timp când cu bucurie poporul sau cetățenii întâmpinau pe acel împărat. Voi da citire la versetul care a fost amintit de fratele Ion din cartea Zaharia 9:9 și apoi vom medita puțin la cuvântul lui Dumnezeu ceea ce a fost citit și astăzi. Unde spune în felul următor: saltă de veselie, fiica Sionului. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și drept, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Acest proroc Zaharia, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, a spus sau a prorocit intrarea Domnului Iisus în Ierusalim ca Domn. Ierusalimul a fost o cetate aleasă de Dumnezeu, sau poporul evreu a fost un popor ales de Dumnezeu, iubit de Dumnezeu, scos din Egipt de Dumnezeu cu mână tare, pus în țara Canaan. Dumnezeu comunica cu ei, vorbea cu el. Și poporul, pentru că nu-l vedeau fizic, când Dumnezeu le izbăvea, când Dumnezeu lucra minuni între ei, îl lăudau, strigau de bucurie, erau cu Dumnezeu. Și când trecea acest timp, poporul se simțea bine. Era în paza lui Dumnezeu, era în ocrotire, dușmanii erau la distanță. Inima poporului se credea mai mult în ei, mai mult în tăria și puterea lui, puterea lor. Și atunci Dumnezeu, n-aș vrea să spun că era nevoit, dar așa facea. Trimitea dușmanii, lua hotarul păzii lui la o parte. Și atunci vinea, îi cotropea, le arăta ce puternici sunt, ce tărie au. Și ei din nou se îndreptau la Dumnezeu, din nou strigau. Dumnezeu din mijlocul lor din nou scotea un izbăvitor. De data aceasta era o sărbătoare, un praznic în Ierusalim. Și multe neamuri erau la acel praznic. Ne descrie evanghelistul Ioan. Era praznicul înnoirii templului. Erod a înnoit acel templu și l-a făcut frumos și toți veneau să sărbătorească acel templu. Era cu adevărat frumos. Și de data aceasta a venit timpul când Domnul Iisus era acolo, deși înainte a intrat în Ierusalim, nu odată. Dar de data aceasta s-a împlinit vremea când El trebuia să intre în Ierusalim ca împărat. Era timpul când El trebuia triumfător să pășească în Ierusalim, să-L cerceteze dacă întocmai sunt lucrurile. De aceea a trimis ucenicii în satul care era în fața lor. Le-a spus tot ce era acolo, era pregătit de Dumnezeu. Ei s-au dus și spune că au găsit întocmai. Oare Domnul Iisus nu știa că întocmai exact ce au spus este? Dar ei s-au convins că era întocmai așa. Și la mulțime n-a spus nimeni. N-a spus nimeni, niciun ucenic. Nu scrie nicăieri că a mers un ucenic să spună la gloată, să întărite gloata, să strigă, să strigă Osiana. Știți ce înseamnă Osana? Mântuiește-ne!
De ce să vă mântuiască? E timp de praznic. E timpul când strigați de bucurie, e timpul praznicului. Ei strigau, mântuiește-ne! Parcă cu scop bun strigau, mântuiește-ne! Și lăudau pe Dumnezeu, repetând acest cuvânt, mântuiește-ne, a devenit o laudă la adresa lui Dumnezeu, care îl făcea pe Dumnezeu ca un mântuitor, ca un salvator. Și ei îl lăudau cu cuvântul, Osiana, mântuiește-ne! Au intrat pășind în Ierusalim, e drept ce a fost amintit, preoții care știau timpul, momentul, așteptau pe Mesia, îl așteptau pe acest împărat să vină și așteptau mântuirea care o aduce Mesia, dar ei n-au așteptat mântuirea sufletelor lor, ei așteptau mântuirea lor fizică ca națiune, să restaureze țara lor sau națiunea lor. Și apoi mai au aflat ceva, că când va veni Hristos, va stăpâni neamurile. Și ei vor fi lângă Hristos și vor fi stăpâni peste neamuri. Cui nu ar place lucrul acesta? De aceea strigau, mântuiește-ne. Și cu voce tare strigau, Iisus a intrat în Ierusalim. Triumfător. Așa cum a spus, cum am citit, din Zaharia. El a fost drept. El a fost neprihănit. Și el a venit în cetatea lui, pe care a iubit-o, pe care a ales-o, să intre ca domn. Mulțimea erau acolo și cum a fost amintit, nici chiar ucenicii n-au înțeles ce se întâmplă. Ei mergeau după Iisus, l-au văzut pe Iisus intrând triumfător, pe farisei care îl strigau, ceartă ucenicii. Iisus a pășit și a împlinit tot ce a fost profețit despre el, a împlinit totul. Nu uitați, era praznicul înnoirii templului. Ce se întâmplă când înnoiești un templu, o casă, o clădire? Ce se întâmplă? Toate lucrurile devin noi. Totul trebuie să fie nou, totul trebuie să fie curat, frumos. Că intră împăratul, intră Iisus în Ierusalim, ce a găsit? La praznic, la sărbătoarea pe care o aveau triumfală în Ierusalim. Ceea ce a găsit Iisus l-a determinat să plângă. Ceea ce a găsit Iisus la acea sărbătoare pe care o sărbătorea poporul lui ales, l-a determinat să plângă, pentru că n-au cunoscut intrarea lui ca domn, ca stăpân, ca ocrotitor, ca Dumnezeul lor în cetate. N-aș dori să învinuim prea mult pe ei atunci și acolo, că ar fi prea ușor. Ar fi prea ușor să vorbim despre ei, că a fost real, dar tot ce s-a întâmplat cu poporul evreu reflectă și oglindește în Biserica lui Dumnezeu de astăzi. Mă reflectă pe mine și pe tine, dragul meu. Este o zi pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și noi nu trăim de ziua de sâmbătă sau în altă zi. Dumnezeu a hotărât o zi care este astăzi. De aceea noi trăim nu ziua sabatului pe care este sâmbătă sau pe care o sărbătorim ca sabat, ci trăim sabatul care este ziua nu de duminică, că astăzi e duminică, astăzi. De aceea cuvântul lui Dumnezeu, de aceea când auzi cuvântul lui Dumnezeu, este ziua ta și ziua mea. Este ziua atunci când te cercetează Dumnezeu.
să vadă dacă ceea ce a făcut El, templul Lui pe care l-a făcut El, pentru că tu și eu sunt templul Lui Dumnezeu. Și Duhul Lui Dumnezeu locuiește în voi. Când vine Dumnezeu să cerceteze casa Lui, templul Lui, într-o zi de sărbătoare care este ziua de azi, dacă sunt în viață, sănătos, dacă am putut deschide ochii, am putut recunoaște pe Dumnezeu că m-a ocrotit și m-a păzit, nu-L pot da laudă și slavă lui Dumnezeu, nu pot recunoaște mâna lui Dumnezeu, atunci este o zi bucuroasă, o zi de mare veselie, să-i strigi lui Dumnezeu Osana. Este o zi când Dumnezeu a venit să te mântuiască. Ce găsește Dumnezeu în mine? Sau cum arată Dumnezeu când te privești la El? Cum arată fața lui Dumnezeu? Arată ca un împărat care a venit în cetatea lui, s-a întors. Arată fața lui bucuroasă, învingătoare, biruitoare. Sau din nou arată fața lui tristă. Fața lui arată trist atunci când l-am înschimbat pe el cu altceva. Fața lui va fi tristă când va veni acasă și casa nu va fi a lui. El când va veni în casa lui și va intra să verifice și să vadă dacă lucrurile aranjate de el, stabilite de el, porungite de el, sunt la locurile lor. Dar dacă au fost dat afară și au fost ceea ce a plănuit Dumnezeu să fie în casa mea sau să fie împodobită casa mea, au fost scoase afară și el vine și găsește casa goală, el va plânge pentru că n-am cunoscut vremea când mă cercetează Dumnezeu. De aceea, de intrarea Domnului în Ierusalim, de ziua triumfală, sau mai bine zis, de ziua floriilor, când cu bucurie vii, când totul este înflorit, în ziua când sărbătorești înnoirea templului, în templul meu și al tău, totul trebuie să fie nou. Noi trebuie să fim făpturi noi, schimbate după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne ca când mă va cerceta Dumnezeu, să vadă Dumnezeu ceea ce a rânduit El în casa Lui. Dar dacă mă găsesc în starea cealaltă, în partea opozită, care îl face pe Dumnezeu să plângă, dragul meu, pentru că este ziua de astăzi, este ziua ta și a mea. Este ziua când mă pot prăbuși la picioarele Lui și încă îi cere iertare. Încă pot restabili relațiile mele cu El. Încă pot reface ceea ce am pierdut. Încă pot striga Osiana sau mântuiește-mă. El încă este ca Dumnezeu care mântuiește. De aceea să nu te grăbești să treci ușor peste acest timp, ci să-L primești în inima ta ca Dumnezeu, ca Domn, ca stăpânul vieții tale. Și dacă încă nu ești împăcat cu Dumnezeu, grăbește-te, dragul meu, ca nu cumva ceea ce a spus El, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale sau, mai bine zis, blestemele care te așteaptă și mă așteaptă pentru că nu sunt împăcat cu El, să vină peste tine. Peste Ierusalim au venit. Și în anul 70 puteți verifica istoric ce s-a întâmplat cu Ierusalim. Nu vă direcționez doar la Biblie. Mergeți la istorie și veți vedea ce vor spune că s-a întâmplat în anul 70 cu ceea ce a spus Iisus că se va întâmpla, pentru că n-au cunoscut vremea cercetării.
Același lucru se va întâmpla cu tine și cu mine dacă nu voi cunoaște astăzi că mă cercetează Dumnezeu și mă împac cu El. Și Scriptura ne spune, atunci când va veni El ca judecător, atunci când va veni El să vadă cum stau lucrurile, atunci va fi prea târziu pentru repararea lucrurilor. Atunci când oștile păgâne, când au intrat în Ierusalim și au dat foc cetății, era prea târziu pentru izraeliți să se pocăiască. Atunci când zidul a fost dărâmat, cetatea a fost arsă, nici piatră pe piatră n-a rămas, pentru că n-au cunoscut vremea cercetării. Atunci a fost prea târziu să mai strige cineva dintre ei, Osana, sau mântuiește-mă. Astăzi timpul este deschis. Astăzi este la dispoziția mea și la dispoziția ta. Pot să o fac deschis oricând. Nu te osândește nimeni decât tu singur. De aceea, dacă vei avea tăria și voi avea tăria să trec peste eu-ul meu, să vin în fața Mântuitorului meu, să-i mulțumesc, să mă prăbușesc la El, să-mi refac relațiile cu El, să mă împac cu El, să-mi predau viața Lui pe deplin și de astăzi să trăiesc doar pentru El, e ziua ta. Nu trece pe alături. Predă-ți viața lui Dumnezeu. Lasă ca relațiile tale să fie una cu Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să fie voia ta. Și atunci când voia lui Dumnezeu devine voia ta, tot ceea ce voi voi va da Dumnezeu, pentru că ceea ce voiesc este voia lui Dumnezeu. Este simplu. Atunci dispare voința mea, dispare cerințele mele, caprizurile mele dispar, ambițiile mele dispar și fac numai ceea ce voiește Dumnezeu și pot cere cu tărie ce vrea Dumnezeu în viața mea când va da, pentru că ceea ce vreau eu este voia lui Dumnezeu. Aș dori să venim să mulțumim Domnului pentru acest timp binecuvântat. Să mulțumim Domnului pentru intrarea Lui în Ierusalim. Să mulțumim Domnului pentru ziua care ne-a dat-o fiecărui dintre noi, care este ziua de astăzi. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut de cunoscut, că este ziua cercetării noastre și ne putem împăca cu El. M-aș ruga, rugămintea mea ar fi să nu iasă de aici nimeni neîmpăcat cu Dumnezeu. Să venim într-o rugăciune înaintea Lui, pe genunchi, care cunoștință, să-i mulțumim, să ne deschidem inima, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să umple lăuntrul nostru, să lăsăm ca pacea Lui să inunde inima noastră și să mergem de aici plin de bucurie, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Mergem pe genunchi.